La mine, cam fiecare an, le voi sărbători alături de familie și se vor schimba un pic cu petrecerile de Revelion, care se vor întâmpla tot acasă în acest an, dar nu mă deranjează lucrul ăsta. Cu siguranță eu voi sta în familie. Sper să pot să ajung la familia mea la Galați, dacă se poate. Dacă nu, în micuța mea acasă cu Sorana și cu Achim facem un brat. Avem mai multă răbdare să trăim prezentul mai mult decât viitorul, pentru că niciodată nu știm ce va urma. 2020 cred că a fost un an despre noi. Și a fost așa o introspecție pentru a găsi cumva lucrurile care sunt adevărat importante în viața noastră. Ne-am obișnuit cumva să fim un pic mai constrânși, dar de fapt mult mai liniștiți și fericiți, pentru că lucrurile alea din jurul nostru pe care nu le vedeam au devenit foarte importante în momentul ăsta. Exact, exact, sunt foarte importante. Să dispară virusul. În primul rând, să se termine mai repede nebunia asta cu pandemia de COVID, că nu mai pot. Și sper ca până în vară să se miștească apele. Și... 2020... Dar crezi că... Mi-e teamă să mă gândesc așa la... să fac proiecții vis-a-vis de 2021. Eu nu mai fac acum atât de departe. E mult mai simplu să te bucuri de momentul pe care îl trăiești astăzi. Dacă nu aveți treabă cu adevărat, stați acasă. Aveți multă răbdare și încredere că toate lucrurile astea se vor schimba în bine. Ce le-aș spune eu românilor? Să fie îngăduitori și să fie mai buni cu oamenii de lângă ei. Pentru că tot contextul global cred că a scos la iveală și lucruri mai puțin frumoase. Și am văzut în jurul nostru o fel de întâmplări, cazuri între oameni și oameni, ceea ce este pentru mine este foarte greu să-mi imaginez și să concep lucrurile astea, cum omul se ridică cu ceva mai buni, mai blânzi, mai înțelegători, mai calzi.